Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Eu sunt Adrian Chelară și împreună cu Călin Șerbănescu vă arătăm cum se identifică cablurile și cum se procedează. De fapt, e o procedură de lucru prin a finaliza după ce am cablat, după ce am cablat și le-am prins. Trebuie identificate, tăiate, verificate, după care băgate în interior și astupate pentru a pregăti în momentul în care vin zugravii să zugrăvească, să nu le strice. Da? Deci, în prima fază o să identificăm continuitatea lor și mă ajută Călin. Călin, te rog, setez aparatul pe buzzer. Te rog. Ok, l-am pus. Da, mă asigur că sunt întregi. Te rog, du-te la celălalt. Din doza asta de aparat mai pleacă la două prize. Ok, bine. L-am identificat și pe al doilea. Te rog, al treilea. Ok, bine. Ok, până le fac eu capete, Călin o să le eticheteze, CP1, CP2, CP3. Practic le dăm o lungime. Le tăiem. Astea sunt curenții slabi. Aici avem tranziție până la priza cealaltă. Deci putem să le băgăm aici deocamdată. Le decojim. Cam așa este etichetele, le mai pune pe cabluri. Și acum, practic, asta e jucăria cu care facem toate inscripțiile pe cabluri și pe aparataje. Le cojim doar la capăt pentru a putea să le facem, să le măsurăm rezistența de izolație. Apoi lăsăm masticul pe ele pentru la final, când o să venim să facem și capete. Setăm pe rezistența de izolație la 500 de volți. Cablurile sunt desfăcute acolo. Am picat de mai mult eticheta asta, nu am început pe asta. Da, deci vom ști exact care sunt. Cablurile conductoarele sunt desfăcute, deci practic nu se ating. Așteaptă să verific totuși să nu... Aici e ok, aici e ok, aici e ok, da. Da? Da, mai mare ca 550. Dacă aveam probleme pe cablu, le neapărea pe aparat. Da, ulterior o să le facem frumos. Le legăm în interior și practic pregătim
Da. Nu sunt special făcute, le-am făcut noi. Asta e treaba. Și cam așa vine. Da? Deci, tăiate, decojite, identificate, inscripționate, verificat rezistența de izolație și băgate înapoi în doză și acoperite. Cam asta e procedura pe care o facem noi. Aștept comentariile voastre, modul în care faceți voi, cum procedați voi. Noi am făcut așa o variantă prin care să vedeți exact cam cum facem noi. În principiu, noi decojim tot, pregătim tot, dar acum v-am arătat doar așa. Din cauza asta ne vedeți că ne agităm pe aici. Altfel, în general, pregătim tot terenul, după care le identificăm, le etichetăm, le decojim și, bineînțeles, la sfârșit venim cu capacele, astfel încât să nu încurcăm zugravul în momentul în care vine cu zugrăveala să-și facă treaba corespunzătoare. Vă mulțumesc că ne urmăriți și vă așteptăm în continuare la alte videouri utile, iar până data viitoare fiți pe fază!